Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Taur. Și da, ca să vă zăpăcesc și mai rău, măcar pe cei care aveți așa un pic de interes către astrologie, vă pot spune că uneori etalările se pot potrivi și în cazul în care aveți Soare progresiv în Taur. Deja e prea mult dacă vorbim de progresie. Prea mult. În fine, am pregătit cărțile ca să câștig timp. Să sperăm că totuși câștig timp, pentru că am și eu problemele mele despre care n-aș vrea să vă vorbesc. Ați primit, în primul rând, ca sfat. Cred că și fecioara a avut, poate aveți planete acolo sau relaționați cu fecioară. Cred că l-am dat și fecioara a avut, nu mai știu, pe aici, prin zona asta, a avut încredere. Trebuie să aveți încredere. Dar nu genul ăla de încredere. Hai că totul o să fie bine. Nu, e o încredere educată, o credință educată, o credință înțeleaptă și asta o obțineți prin meditație. Și tot prin meditație învățați să vă ascultați inima și nu ego. Că una e să ai încredere din ego, e o mare, mare diferență și asta ne distrage atenția și ne aduce mari dezamăgiri. Și una e să ai încredere că știi cine ești, știi ce ai de făcut, îți cunoști misiunea, îți cunoști potențialul, chiar dacă e nedezvoltat, dar știi că totuși ai niște calități, chiar așa nedezvoltate, care te pot duce mai aproape către un punct, da? Aveți încredere, repet, și practicați meditația. Și meditația vă va oferi și putere. Și putere și nu doar conștiința, cum am zis, că aici e încrederea, credința. Să știți, să fie experimentat de multe ori faptul că sunteți protejați. Nu să zici, a, lasă că Dumnezeu are grijă de mine. Nu, nu-i suficient, dragii mei. Asta este un text pentru copilași de grădiniță. Încrederea, puterea, conștiința a ceea ce sunteți se exersează zi de zi, pentru că de aia suntem aici să evoluăm. Și prin yoga descoperiți, de fapt, auziți. Vă ascultați inima și nu ego, nu mintea, nu proiecțiile altora și nu gândurile altora. Probabil, numărul unu, vă îndeamnă să vă concentrați și pe voi înșivă. Măcar că tot intră, dacă nu ai și intrat, Venus a intrat, da, Venus în Taur. Să vă susține sensul ăsta. Tot prin yoga vă aduceți aminte că e cazul să vă îmbrățișați emoțiile. Și această carte, cu numărul 18, poate spune ceva cuiva, este susținută și de... Ia uite câte cărți aici. Și aici semnul? Semn de pământ? Taur, căprioară, tot pe acolo, da? Teoretic ar trebui să fiți voi, frumoși, plânzi, liniștiți, echilibrați. Dar nu-i suficient. Uneori trebuie să vă conectați, măcar ca semne de pământ, trebuie să vă conectați la această latură emoțională. Să vă îmbrățișați emoțiile. Și probabil că este printre acele puține lucruri pe care trebuie să le faceți ca să vă dați seama că sunteți fără limite în ceea ce v-ați propus să faceți, în orice, în renașterea voastră, că văd că aveți niște chestii șoc, șoc pe aici. Dar e de înțeles. În momentul în care ai încredere și știi de ce v-am zis, nu în genul ăla de încredere oarbă și copilărească și puerilă și imatură. În momentul în care te știi, ți-ai analizat experiențele vieții și îți dezvolți această credință, știi că ești nelimitat. Acum, ideea este să-ți cunoști numărul 4. E un semn, 4 e număr fix, ați putea fi voi, da? Ideea este să știi în ce direcție vrei să fii nelimitat. În ce direcție? Pentru unii dintre voi a apărut peștele. Poate aveți de-a face cu un pește, pentru că a apărut, la un moment dat o să vedeți, mesaje că sunt semne de apă prin preajma voastră. Chiar am văzut, a, da, în timp ce am amestecat cărțile, am văzut Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, adică nu oricine. Și ce am mai văzut?
Dar Marea Preoteasă era într-o situație oarecum. Da, sunt niște secrete. Niște secrete, niște confuzii. Este normal cu Mercur retrograd. În fine. Deci a apărut peștele. Peștișorul, care este un simbol spiritual. Da, este Mercur. Apar cărți care avertizează faptul că încă suntem în zodia peștilor. Nu mai vorbesc de Mercur retrograd. Deși apare și el aici, da? Apare Mercur retrograd și cred că a apărut la multe, multe semne. Sau măcar în etalările acelea la alegere. Ideea este că peștele e un simbol spiritual și nu degeaba v-a apărut yoga. Da? Nu degeaba v-a apărut îmbrățișați-vă emoțiile. Nu degeaba ați primit ascultați inima. Ascultați-vă inima. Este o latură a voastră. Toți avem o zonă, o casă a peștilor. Acum este activată a voastră, pentru că e soare. Aveți și Venus. Se face un sextil frumos între Venusul din Taur și soarele din pești. Poate că unii aveți de-a face și cu un rac, pentru că pentru mine această broscuță simbolizează racul. Dar eu cred că trecând peste aceste mici detalii, că-i pește, că-i rac, în spatele broscuței testoase este șarpele de mare, alt animăluț marin. Dar reprezintă chakra a doua, a sexualității, a senzualității, a erotismului. Aceasta reprezintă emoțiile. Poate trebuie, că tot e Venus, e normal, mulțumesc de inspirație, Venus în Taur. Poate vi se reactualizează niște chestiuni de genul ăsta, într-un fel sau altul. În preajma cuiva care vă emoționează, evident că nu puteți avea pur și simplu stările astea așa din neant, din nimic, da? Cineva, într-un fel sau altul, vă reactualizează aceste stări. Dar pe care voi, ca majoritatea semnelor de pământ și ca un taur autentic ce sunteți majoritatea, le ascundeți, pentru că asta face bruscuța testoasă, le ține sub carcasă. Din acest motiv se spune să le îmbrățișați. Da? Să le îmbrățișați și să zburați, pentru că 18 înseamnă nouă, casa nouă a spiritualității, e Jupiter care se extinde, care călătorește. Călătoriți un pic prin zona voastră emoțională și senzuală și erotică. Nu știu unde e Eros, nu m-am uitat pe harta zilei, dar este o energie frumoasă, evident, cu Venus. Dar Venus, interesant este că face și conjuncție cu Uranus și s-ar putea ca toate aceste stări să se aprindă într-un mod foarte neprevăzut. În fine, haideți să vorbim despre Crucea Celtică. Și aici iar apare Uranus. Uranus în Taur va aduce multe și frumoase și mai puțin frumoase. Acum este în conjuncție cu Venus, da? A trebuit să vă aducă dragoste, să vă aducă confort, să vă aducă lucrușoare fine și lucrușoare, dacă Venus ține și de lucrușoare. Dar, totuși, în sufletul vostru, mulți dintre voi sunteți răniți. Sau poate este cineva care este rănit, cineva dezamăgit, că ei sunt dezamăgiți din cauza voastră și se simt răniți, că voi vă simțiți răniți, epuizați și chiar la pământ unii dintre voi. Iar variază de la taur la taur, depinde ce aveți, ce generație sunteți, ce planete aveți acolo. Ideea este că este acest 10 de spade. O energie mentală, e mai mult o rană mentală, o oboseală mentală. Nu fizică, musai, dar bine, evident că vă atacă într-un fel, vă afectează și fizicul. Pentru că, na, trebuie să se manifeste și în 3D. Dar, aveți un tau, un tau. Un taur, nu, voi sunteți taur. Aveți un tur. Taur de la tower, de la turn. Aveți un turn aici.
Aceasta este energia ora lui Uranus sau unui vărsător, că e semn de aer și văd două, trei cărți de aer. Cineva cu marcaj, pe să nu neapărat semnul vărsătorului, cu marcaj, cu planete, cu nodul nord, cu ceva acolo, ascendent, ce-o fi. Trebuie să-i știți harta. Așa. Sau Scorpion, că turnul reprezintă și nodul nord, care se manifestă tot așa, instantaneu, neprevăzut, gen Scorpion, casa 8-a. E o situație care vă provoacă. Ori această tragedie sau trădare a venit într-un mod neașteptat. Ori, s-ar putea ca renașterea, și așa zic eu că e Venus și vă ajută la vindecare Venus, renașterea să aibă loc într-un mod neașteptat, neprevăzut, poate mai repede decât credeați. Există și această variantă. Oricum, acesta e Uranus, de câtva timp în casa voastră și care vă va da un pic peste cap câțiva ani de zile. Tocmai ca să vă învețe să vă schimbați, pentru că voi sunteți persoane stabile, zodii stabile și vă este greu unora dintre voi să vă schimbați, ia ca așa. Și începe transformare, că suntem în 2020. În trecut, 4 de băte. O căsătorie, o casă sau casa cuiva sau o relație stabilă cu cineva, o relație în care v-ați simțit foarte bine. Posibil în această relație ați fost trădați unii dintre voi. Că-i foc, că-i aer, că e altceva, voi într-un fel sau altul v-ați simțit trădați. Și apare acest turn care înseamnă separare, da? Se dărâmă casa, relația, pentru că nu era pe fundația corectă. Trebuie reclădită. Eventual, dacă nu se poate cu aceeași persoană, cu altcineva. Dar această relație frumoasă trebuie reclădită într-o formă sau alta. Poate să fie relația și cu voi înșivă. Dar, în general, 4 de bâte reprezintă casa. În trecutul apropiat și se leagă într-un fel. 5 de monede. Normal că aici puteți să fiți voi, semn de pământ, supărați, dezamăgiți, răniți, bolnăviori chiar din cauza acestor trădări. Vă simțiți, dați afară din casă, că tot, doar pică turnul, trebuie să... Da? Pică, picați și voi și ei din turn, din această relație frumoasă cândva și ia ca unde picați în iarnă. Și totuși e cineva care vă susține, da? Niciodată nu sunteți singuri. Că e o persoană fizică, că este îngerul vostru, protector, cum am zis, yoga, prin yoga descoperiți că sunteți protejați, iar variază de la persoană la persoană. Dar niciodată să nu credeți că sunteți singuri. Poate doar într-o formă 3D. Hei, asta e. Probabil că nici nu se comunică, nu s-a comunicat în ultima vreme, eu știu de cât timp, poate de când a început acest Mercur retrograd, poate de mai mult timp, voi știți, variază de la persoană la persoană. În viitorul apropiat aveți 6 de băte. Posibil pentru unii să fie acest semn de foc care vine dintr-un trecut și care vă creează stabilitate sau ce persoană cu planete în semn de foc. Poate să fie și fecioară cu Venus în leu, da? Să zicem. Dar trecând peste potențialul ăsta pe care eu îl văd și îl spun uneori, deși văd mai multe și nu le pot spune pe toate. Văd multe aspecte astrologice pe aici. În viitorul apropiat, să zicem că sunteți voi victorioși. Poate că la un moment dat v-ați simțit singuri și dezamăgiți. Dar poate că vine acest poate. Posibil. Există potențial, dar aia zic poate. Există un potențial pentru unii dintre voi. Am zis că acest Uranus, acest turn poate să aducă și bucurii. Posibil această bucurie să fie o victorie într-o privință.
despre care la un moment dat va trebui să comunicați, cavalerul de spade, dar după ce este Mercur din retrogradare. Însă, acum văd altceva. Pentru că este regele de băte în poziția fricilor, deși ar putea să însemne și că vă este teamă, aici chestie de încredere, da, încredere în aceea serioasă, nu egotică. Leul din fiecare trebuie să renască, să nu se mai simtă trădat, să nu se mai simtă la pământ, să se simtă victorios în orice situație. Bine, sau în cele mai multe, da? Ok, s-a dărâmat ceva, e o experiență, merg înainte pentru că eu știu cine sunt și ce merit. Deci, în poziția fricilor ar putea să fie încrederea unora dintre voi care a fost zdruncinată. Din acest motiv vi s-a zis să ascultați inima, e casa a cincea, da, leul e casa a cincea a inimii, să nu vă plictisiți emoțiile, că și leii sunt foarte emoționali și să nu uitați că sunteți fără limită. Genul acesta de personaj se consideră fără limită, dar din niște motive, adică chiar are motive, da? E în poziția fricilor. Posibil pentru unii să fie o frică a voastră, care ar putea să fie oarecum dărâmată, da, pusă într-o nu știu, o frică care trebuie provocată printr-o victorie. Să vi se aducă aminte de univers că puteți fi victorioși, chiar dacă toate lucrurile parcă se dărâmă. Mai există și varianta. Acum să revin la varianta a doua. Există și varianta. Pentru unii care aveți de-a face cu cineva cu planete în semne de foc, leu, săgetător sau berbec, poate și voi aveți planete în semne de foc. Acest personaj care poate să fi existat în viața voastră în trecut, într-un trecut îndepărtat, să apară, cu ocazia lui Mercur retrograd, apar persoane din trecutul nostru, să nu uităm, bănuiesc că ați citit și voi pe internet ce se întâmplă când e Mercur retrograd. Apar persoane din trecut. O persoană din trecut, poate acest semn de foc, bărbat sau femeie, nu contează, autoritar, posibil un pic încrezut, să apară în viața voastră. Și din acest motiv apare și în poziția trecutului îndepărtat. Odată, la un dat, la o petrecere i-ați cunoscut, la o întâlnire cu prietenii, și acum vine și te întreabă. Uranus asta e destul de exploziv, deși e planetă de aer. Te întreabă una alta, ce mai faci? În fine, există totuși acest 6 de băte în prezent. O victorie. Hai să ne fixăm, da? Pe partea frumoasă, să avem încredere că e bine, așa, și să vedem mesajele pozitive. O victorie într-o privință. Mi-aș dori să fiți voi. Poate într-un fel sau altul, unii dintre voi atrageți atenția sau vine în viața voastră cineva care atrage atenția multora. Acum, cine poate să fie și semn de apă? Oricând, da? Cineva victorios. Posibil, pentru că, în general, oamenii ăștia, când nu manifestă ego-ul, da? Când nu e mare, varianta negativă, posibil un asemenea om poate să-și inspire. Și sper să existe și varianta aceasta a unora. Să vă inspirați din atitudinea învingătoare, încrezătoare a unora, tocmai pentru că nu aveți încredere. Da, vi s-a și zis să aveți încredere, că nu aveți. Și e de înțeles cu asemenea cărți să nu aveți, să fiți obosiți, să vă simțiți trădați, mai ales pentru că forța exterioară vi-l arată pe 7 de spade, mincinosul. Poate că știți, poate că nu știți, vă zic eu. Există o persoană care vă minte și vă influențează din exterior. Posibil semn de aer sau care are planete, că nu toate semnele de aer sunt mincinoase. Da? Și vă influențează. La un moment dat ar putea să vină cu niște vești. În acest context, tot așa. Pe nepusă masă, nepregătiți, neanunțați. Gen Uranus, e varianta 3D a lui Uranus.
a turnului. Dar dacă sunteți un pic supărați din cauza unei despărțiri, a unei separări, a unor probleme financiare, sper totuși să vină cineva, eu așa sper, că este o persoană care vă inspiră și cu care eventual puteți comunica corect. Posibil acest cavaler de spade să fie o cu totul altă persoană care vă aduce la cunoștință că există niște minciuni în preajma voastră. Oricum, sper că ați prins ideea, da? Eu știu, sper. Oricum, ideea este, sfatul este să munciți și să vă transformați prin muncă. Și în primul rând, să vă regăsiți valoarea voastră. Și asta o vă regăsiți practicând yoga, descoperind adevărata încredere, descoperindu-vă puterea, dar nu o putere de asta egotică, da? O încredere sănătoasă, faptul că sunteți protejați. Foarte posibil ca o perioadă să mai aveți nevoie să mai așteptați în manifestarea unor lucruri. Cel puțin până la sfârșitul lunii. Pentru că în poziția dorințelor aveți 7 de monede. Sfatul este să munciți. Dar voi încă sunteți obosiți. Asta vă doriți voi, să vă mai odihniți un pic. Asta înseamnă 7 de monede. Să vă mai odihniți un pic, să vă mai organizați, să mai săpați în grădina voastră. Poate că totuși asta trebuie cu lucru în grădina voastră, trebuie în paralel și totuși să treceți la următoarea etapă, la 8. Mai ales dacă ați avut niște probleme financiare, munciți. Am senzația că acest 8 de monede a fost și la Fecioară, dacă nu mă înșel. Spuneți-mi voi dacă e adevărat. Poate aveți pe cineva cu planete în Fecioară sau aveți voi acolo planete în Fecioară. Dacă ați avut probleme financiare, și simțiți nevoia să vă puneți un pic ordine în resurse și în investiții, nu stați totuși prea mult, nu o lungiți mai mult de o săptămână, dacă e 7. Totuși treceți, măcar să iasă din Mercurul ăsta din retrogradare și începeți și munciți. Munciți. Că uite, așa vă transformați viața și ajungeți către nouă. Independență financiară și 10, abundența pe care orice om și-o dorește. Oricum, voi vă doriți un pic să mai așteptați. Poate că știți voi de ce. Asta este cartea care a apărut în poziția dorințelor. Posibil unii dintre voi să aveți de-a face cu un semn de pământ. Alt semn de pământ. Fecioară sau Capricorn. Și atunci este sfatul să stați în preajma lor, că doar vi doriți. Nu? Posibil. Poate că acest alt semn de pământ, eu știu ce planete are, am zis, poate să fie și semn de foc, planete în semn de pământ și semn de apă cu planete în semn de pământ. Dar în acest moment este reprezentat. Așa. Posibil acest semn către care sunteți ghidați și pe care vi doriți a venit la un moment dat să vă susține când v-a fost greu. Și e mare lucru. Și voi n-ați uitat lucrurile astea și vă gândiți la ei și sunteți sfătuiți să fiți în preajma lor. Într-un final aveți Regina de Cupe. Care Regina de Cupe, pe lângă faptul că e un semn de apă, mai mult sau mai puțin, pești, drac sau scorpion, pe lângă chestia asta, înseamnă vindecare. Dacă ați avut niște probleme care o răceală sau niște situații, niște trădări sau niște boli, niște afecțiuni care v-au pus jos la pat, v-am zis, acest turn v-a dărâmat o parte din universul pe care l-ați avut creat, dar v-a fost dărâmat ca să-l recreați. Vine și vindecarea într-o formă sau alta. Regina de cupe, mai presus de toate, înseamnă și vindecare. Sau cineva care vă alină într-un fel sau altul. Și repede câte ori pot, nu este obligatoriu să fie semn de apă. Este reprezentat ca și o persoană emoțională, blândă, care vă vindecă, vă alină, vă susține emoțional. Și dacă n-ar fi o persoană, dacă n-ar fi nici vindecarea, este acest sfat, îmbrățișați-vă emoțiile. Că altfel, fără apă, voi nu puteți să deveniți flexibili, să vă remodelați. Prea multe spade
Prea mult foc este singura carte de apă în acest moment, în afară de cele din spiritul animalilor, da? Posibil până la sfârșitul lunii martie, v-am zis, ori aveți de-a face cu o persoană de genul ăsta, ori o situație vă vindecă într-un fel sau altul, sau voi vă regăsiți, vă reconectați, e mare lucru dacă voi reușiți să faceți acest lucru, la emoțiile, la inima. Ah, ce frumos! La inima voastră, că de fapt cupa asta reprezintă, printre altele, inima. Inima și, evident, chakra a doua pentru doamne. Posibil vă conectați la această energie. Asta în cazul în care nu e o persoană. Dacă cumva e o persoană cu planete în gemeni sau în fecioară, mare grijă că s-ar putea să vă creeze confuzii și să vă îngreuneze sau, da, să vă îngreuneze oarecum drumul către voi înși vă. Așa simt să citesc acum cărțile. În fine. La capătul setului de cărți, ce aveți? Aveți conflicte verbale, eventual, cu un semn al racului care a apărut și la spiritul animalelor. Cu cineva cu planete în semnul racului. De care ori voi, ori ei, eu știu, conflicte, vreți să vă îndepărtați, să mergeți mai departe. Vă doriți să scăpați de această energie, să zburați departe. Am vorbit de zbor la îmbrățișați-vă emoțiile. Să știți că și racii pot să fie foarte mentali și cândva o să vă spun de ce. Racii pot să fie foarte mentali. Nu toți racii sunt emoționali. Asta depinde unde au luna. Ei, și toate lucrurile astea v-au creat probleme. V-ați simțit bolnavi, dezamăgiți, că apare și 9 și 10 de spade. Dar la un moment dat eu zic că vă setați viitorul, vă planificați. Ce vă planificați, dragii mei? Așa, spre sfârșitul lunii, să zicem, să ieșim din retrogradarea asta, că nu se fac planuri când este Mercur retrograd. Ce vă planificați, dragii mei tăurași? Să redeveniți voi înșivă, să renașteți. Da? Să renașteți. Asta e renaștere, da? După 10 de spade și după acest turn, am zis, turnul este dărâmat și va fi recreat. Asta înseamnă să redeveniți voi înșivă frumoși, încrezători și confortabil. Da? După cum vă stă pe scaun, stă foarte confortabil. Confortabil în pielea voastră, în experiențele voastre, în ceea ce oferiți, în ceea ce primiți. Și vă doriți un nou început. Poate unii dintre voi cu o fecioară, poate. Sau cu o persoană independentă față de care e și frumoasă ca și voi, tot Venus, da? Exact, varianta e tot. Teoretic, ar trebui să fiți tot voi, sau o fecioară, sau v-am zis, cineva frumos și independent și stabil. Varianta 3D a lui Venus. Vă doriți un nou început, da? Iar început arată și valetul de bâte. Arată și chimie, că și asul și valetul de bâte amândouă arată chimie. Poate că aveți o chimie între un alt semn de pământ, posibil. Și acele semne de apă, cum ar fi regina de cupe, pentru unii există varianta ca să vă simțiți manipulați de cineva sau această regină de cupe, v-am zis, să fie vindecarea voastră și reconectarea la emoții și în momentul în care v-ați conectat și la emoții, pentru că aveați și aer, și pământ, și foc, vă lipsea doar apă, puteți să manifestați. Puteți să manifestați un nou început, da? Începutul ăsta la care vă gândiți, pe care îl setați acolo. Puteți să vedeți opțiunile, să vă eliberați de greutăți și să ajungeți la un nou decupe, la satisfacție. Mai, sper că am fost înțeleasă, da? Vă rog frumos, transmiteți-mi ce ați înțeles și cine, cum a rezonat, pentru că pentru cineva trebuie să fi fost această etalare. Iar am vorbit mult? Iar am vorbit.
Mă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dragoste și frumusețe și senzualitate, că e Venus în Taur și lucrușoare frumoase. Și vă pup numai bine, pa!